Să vedem ce se mai întâmplă, pe unde sunt colegii noștri și eventual să mergem să stăm de vorbă cu Andreea, venind împreună spre zona respectivă. E adevărat că aici avem un teren puțin mai denivelat din cauza mochetrii, dar nu cred că pentru un robot serios e o problemă. Mai vrea cineva ceva să... Mulțumesc, Ramona. Mulțumesc și eu. Cred că am vorbit suficient. Sunt o teancă eu așa. Absolut, okay. Mulțumesc. Mulțumesc. O seară plăcută să aveți. Mersi, la fel. Ceau. Ceau. O să mai avem o mică vizită de la Sibiu. Laura, o să intre acum, imediat, să folosească... Da, am uitat microfonul. O să mai avem o vizită de la Sibiu, o să intre Laura. Noi folosim robotul ca și avatar. Nu știu dacă ați văzut filmul Avatar, acum câțiva ani, în care se folosea un calculator ca să te transforme într-o prezență virtuală, într-o altă lume. Ai sunat-o? Da. Una dintre, nu neapărat problemele, dar e ca și când vrei să vorbești cu cineva. Trebuie să-l anunți, atenție, vreau să vorbesc cu tine. Și sistemul care l-am convenit este că o să sunăm fetele când ajungem în momentul respectiv al prezentării, să le rugăm să intre să folosească robotul. Robotul se poate folosi de pe telefon, de pe iPad, de pe laptop, din orice mediu de comunicare, atâta timp cât ai internet, poți să intri și să-l folosești. El încă crede că este la Timișoara, nu înțeles încă că ne-am mutat la București, dar acum, imediat... Bună seara, Laura! Bună seara! Cum e vremea la Sibiu? Să știți că toamna așa că am pus amprenta pe orașul nostru și e un pic cam frigut. Dar destul de plăcut dacă ești îmbrăcat adecvat pentru o plimbare pe străzile orașului. La București cum este? Aici la București astăzi a fost o zi superbă, cu mult, surprinzător de mult soare. Când azi dimineață când am plecat din Timișoara a plouat de numai și am fost foarte plăcut, surprins să vedem cât de frumoasă este vremea la București, o zi perfectă pentru o vizită, atât virtuală, cât și în persoană. Vrea cineva? M-au zis? Da. Chiar spuneam ce bucurie și ce onoare să poți să fii în două locuri în același timp. Adică fizic la Sibiu și virtual cu ajutorul roboțelului la București. Are cineva o întrebare pentru Laura? Vrea cineva să vorbească cu Laura? Nu mușcă robotul, nu e nicio problemă. Avem aici unul dintre fotografi care okay. Vrea să pună. Nu, no, vreau să întreb mâine să le ajung la Sibiu. Ne vedem la mama? Ne putem vedea, să știți că este foarte animat orașul în momentul acesta, pentru că tocmai a început unul dintre cele mai importante festivaluri de film. Și orașul este foarte animat, deci ați avea ce să vedeți la Sibiu. Chiar v-am așteptat cu plăcere. Așa rămâne. You got the date. I will keep in mind. Am putea face o probă să vedem dacă poate din ceea ce și să ștegleze înălțimea... Hai să facem o demonstrație. Vine în coa și lasă-te mai jos. Vedem așa un dialog, stând la o mică cafea, fiecare cafea prăjeată trebuie să fie o chestie destul de nostimă, mai ales dacă acest dispozitiv începe să și coboare, încep să ai mici probleme. Și asta e doar începutul, vă dați seama că mai putem îmbrăca, că toată parte mă randăm. Să randăm cu cine știe ce costum, deci vine Clingonianul peste noi în 2 zile. Așa, deci mulțumim mult de tot pentru demonstrație.
puțin mai aproape, prin zona proximală, ca să fie ceva mai aproape. Super, excelent, mulțumim mult pentru această demonstrație. Puteam să zic și din nou. Mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vă salut și vă urez o seară plăcută în continuare. Mulțumim cu drag și în orice caz, cred că toți prietenii noștri din sală sunt de acord că sunt adevăr de spațiu, nu prea mai contează, suntem oriunde și oricând în formă de contact. Deci trebuie doar să învățăm să punem substanță și conținut pe canal de comunicare. Atunci, dacă important de comunicare. Și ea substanțe comunicării, pentru că foarte multă lume folosește telefonul la niște platitudini așa de mari, încât este chiar de multe ori, cred că îl jignim nivelul de tehnologie pe care avem ce vorbim noi pe linia respectivă. Așa că, în acest caz, o firmă, cred că nu folosește telefonul numai această tehnologie, numai pentru a oferi, să zicem, sentimentul de spectacol, ci o utilitate concretă. Deci este un mijloc de muncă activ. De adevăr. Și vă spun eu că ne-am venit acum cu Andreea și cu Claudiu, am venit aproape o oră și 10 minute am făcut din Notopin până aici. Nu mai e nevoie să pierdeți energia respectivă, acum am pierdut-o noi pe drum, așa că totuși e minunat, avem avantaje. Mulțumim mult! Mersi, la mulțumesc foarte mult! O seară plăcută așa! Mersi, la totuși, să știți că noi ne bucurăm pentru prezența fizică a Andrei absolut, aici. Absolut, absolut, absolut. Pe aia nu o să o blocuiască nimeni niciodată. Să-i convins. Cine vrea să încerce, la sfârșit, puteți să mergeți la Claudiu. O să mergem în alt încăpere, pentru că le facem microfonie dacă îl folosești în aceeași încăpere. E ca la televizor, nu poți să ai și boxa și microfonul în același spațiu. Dar, Claudiu, arată-te la el, cine vrea să-l folosească după prezentare, cu mare plăcere. Mesajul cu care aș vrea să plecați în seara asta de aici este că este foarte important să mergeți cu ochii deschiși prin lume. Nu există probleme, există doar soluții care nu le-ați găsit încă și atâta timp cât depășiți frica asta de nou și ieșiți din comfort zone, din lumea și locurile pe care le cunoașteți și îndrăziți să faceți un pas în afară, în momentul ăla începe viitorul. Și începe acum, aici, cu oricine care îndrăznește să facă pasul înainte și să zică să vedem ce așteaptă ziua de mâine. Vă mulțumesc! La discuții, aș vrea să mai profit de prezența ta aici și să-ți pun eu niște întrebări care, într-un fel sau altul, ar fi cam în aceeași direcție a ce înseamnă antreprenoriat, ce înseamnă pasiune, ce înseamnă lucruri bine făcut atunci când vine pasiunea și câte obstacole poți da la o parte. Poate, dacă vrei, bineînțeles, este o surpriză, că nu am discutat asta înainte, dacă poți împărtăși un pic cum ai descoperit, de exemplu, o altă formă a business-ului care înseamnă plimbarea cu balonul. Am fost în Australia de un revelion între anul 2008 și 2009 și voiam să facem ceva absolut inedit. Erau la hotel pliante cu tot felul de excursii, cu barca, să vezi orașul și erau și zboruri cu balon. Nu zburasem niciodată cu balonul cu aer cald, era ceva absolut science fiction din filmele lui și cărțile lui Jules Verne. Și mi s-a părut fantastic că acolo există posibilitatea, într-adevăr, să experimentezi așa ceva exotic. Zborul cu balon se poate face doar la răsărit și la apus. La momentul respectiv erau locuri libere la răsărit, așa că ne-am sculat cu noaptea în cap, la ora 4, la 6 eram pe câmp, să decolăm cu balon. A fost o aventură absolut fantastică. Când eram sus în aer, din acela balonului, mă uitam în jos și vedeam cangurii cum aleargă sub mine, am fost așa de entuziasmată și de fascinată încât am zis eu vreau balon cu aer cald. Am venit acasă, fără să știu ce înseamnă așa ceva, și mi-am luat un balon de pe eBay. Există balone pe eBay. Nici măcar nu sunt foarte scumpe, dacă îți iei unul second hand. Habar n-am avut că trebuie să-l matriculezi. Că îți trebuie o licență de pilot, că școala durează vreo 2 ani de zile. A durat 9 luni până când am reușit să-l înmatriculez, că România are niște probleme la capitolul ăsta. A durat 2 ani de zile până când primul din echipa noastră a reușit să aibă licența de
de pilot de balon cu aer cald, dar între timp avem două baloane. Suntem singurele baloane cu aer cald din vestul României, deci la Unguri e plin de ele, dar în rest următorul se ia la București. Aici aveți marele noroc să aveți baloane cu aer cald, așa că vă recomand cu cea mai mare căldură, mergeți și încercați. Este o aventură absolut unică, din cauza că nu este o formă de zbor clasică. Nu este accelerarea de la avion, de la elicopter, de la orice altă formă de zbor, ci pur și simplu plutești. Dacă stai cu ochii închiși, nu simți mișcarea. Ești în vânt. Nu bate vântul, nu ai zgomotul unui motor, pur și simplu plutești. Plutești relativ jos, vezi, balonul zboară foarte încet, pentru că dacă e vântul prea tare, nu poți să decolezi, așa că decolezi doar când e vântul încet. Balonul este în mijlocul masei de aer, deci ai timp foarte frumos să vezi tot în jur, vezi animăluțele, vezi casele, vezi străzile, ai o perspectivă absolut fantastică și sus e liniște. Sus este o atmosferă absolut de nedescris. Trebuie să trăiești momentul ca să-ți dai seama cât e de frumos din aer, cât ești de departe de orice grijă, de orice mizerie, de orice groapă în stradă, de orice înghesuială în trafic. Acolo sus România este fantastică și minunată. Și nu doar că am făcut-o de plăcere, ci am constatat că este foarte scump să zbor balon cu aer cald. Și ca să, în București e 700 de euro un zbor de o oră pentru 6 persoane sau 4 persoane, depinde de greutate. La balon nu e așa de mult pe persoană, ci e pe 80 de kg. Deci o persoană este ca... Adică dacă cineva este mai greu de 80 de kg, însoțitorii trebuie să fie mai ușori ca să compenseze sau în cap mai puține persoane. Deci de aia nu se calculează neapărat la între 4 și 6 în funcție de cât sunt de grei pasagerii. Un zbor durează aproximativ o oră, dar condițiile meteo sunt foarte specifice ca să poți să zbor. Este o formă minunată de zbor, dar nu poți să zici mâine vreau să zbor, că atunci sigur plouă. Și atunci nu o să mai puteți zbora. În momentul în care am constatat că nu sunt așa de planificabile zborurile, că nu poți să faci neapărat un business pe care poți să te bazezi, pentru că omul vrea să zboare la o aniversare, să facă o surpriză și poate în momentul ăla e furtună. No, păi ce să faci? N-ai ce să faci. Și atunci ne-am gândit ce altceva mai poate să zboare și nu e așa de sensibil la condițiile meteo. Avion. Ok, ne-am dus la școala de zbor, ne-am făcut pilot. Foarte frumos, dar e scumpă ora de zbor. Ce facem? Ne-am gândit, bine, ca să nu trebuiască noi să plătim într-una orele de zbor, ce ar fi să ne facem piloți comerciali și să facem o companie aeriană ca să putem să zburăm, dar să plătească pasagerii. Așa a fost creată ideea de Maxair, o companie aeriană din Timișoara, care oferă zborul de agrement și zborul charter, pentru că am identificat o nișă pe piața românească și anume nu prea există zboruri interne. Bucureștiul este o excepție din cauza taromului care are zboruri peste tot în țară, dar din fiecare oraș din Timișoara nu poți să ajungi decât în București. Deci de la Timișoara la București sau atât. Nu poți să ajungi în Cluj, în Sibiu, în Brașov, în orașele mari în care lumea are treburi. Și dacă vrei să te duci cu mașina, nu poți să te duci, să te întorci în aceeași zi. Dacă faci 6 ore cu mașina, mai ai și niște ore treabă acolo, este absolut imposibil. Am descoperit o nișă în sectorul ăsta de transport pentru oamenii care trebuie să ajungă dimineața și se întoarcă seara și nu vor să-și piardă toată ziua pe drum. Sau oamenii care vor să meargă un weekend la mare. De la Timișoara până la mare, indiferent dacă ești de România, în Bulgaria sau în Croația, sub 12 ore, nicio șansă și 12 ore este încă un timp foarte bun. Deci dacă vrei să pleci vineri și te întorci duminică, nu prea. Dar cu avionul faci 2 ore. Și un weekend la mare este cu totul altceva dacă îți pierzi doar 2 ore să ajungi acolo. Acestea au fost toate nevoi ale pieței identificate doar prin simplu fapt că ne-am uitat în jur și am văzut ce lipsește. Ce putem noi să oferim din ceea ce lipsește. Totul combinat cu pasiune. Adică pasiunea noastră era să zburăm. Cum facem să zburăm fără să cheltuim o avere? Păi hai să facem noi un business din treaba asta, să oferim un serviciu util
de care piața are nevoie, la un preț la care piața și-l poate permite, pentru că dacă faci prea scump, n-ai clienți, astfel încât să iasă bine pentru toată lumea. Să putem noi să zburăm și să poată și oamenii să ajungă unde vor, sau zborul de agrement, alternativa, să vadă cât e de incredibil de frumoasă România din aer. De sus nu ai mizerie, nu ai gropi, este absolut fantastic. Deci traseul prin munți, prin Carpați, în clisura Dunării, traseul peste malul Mării Negre sunt absolut fenomenale. Așa că dacă aveți posibilitatea și se nimerește, mergeți cu avion. România din avion este absolut fantastică. Și avioanele astea mici, spre deosebire de avioanele comerciale, nu au o găurică mică unde vezi așa un pic ceva, ci toată lumea stă la geam. Geamurile sunt foarte mari. Cel mai greu are voie să stea în față, din motive de centraj. Cel mai greu stă la manșă. Toate avioanele sunt cu comandă dublă, deci ai și senzația de control. Am identificat o piață foarte mare de oameni la care le e frică să zboare. În momentul în care stau în față, stau la geam, au manșa în față, chiar dacă n-aș ști ce să facă cu manșa aia, dar doar impresia că ai putea să pui mâna și să faci ceva dacă ar fi ceva, te liniștește. Am avut un pasager care a primit un job în Noua Zeelandă, dar era absolut terorizat de frică de zbor. Cum ajungi în Noua Zeelandă fără să zbori? E complicat. Și a văzut la televizor o emisiune în care povesteam despre cum poți să treci peste frica de zbor. A venit extra la Timișoara și a stat o săptămână, a venit prima oară, a pus mâna pe avion, eu n-am pornit, s-a urcat în avion, s-a obișnuit cu ideea, am pornit motorul, doar am rulat, așa, în pași mici, a ajuns să se obișnuiască cu ideea de a zbura. Și după aia a sunat din Noua Zeelandă la Claudiu și i-a mulțumit că, datorită lui și răbdării cu care l-a obișnuit cu avionul, a reușit să aibă jobul de la care visa foarte multă